Bun găsit, prieteni! Rubrica noastră Moto începe să devină din ce în ce mai plăcută. Suntem la, nu mai țin minte, câtelea episod din Cupa la Volan și chiar îmi face plăcere să vă prezint astăzi invitata Liza Sabău, DJ! DJ, yeah! Yes, mulțumesc frumos, TV, pentru invitație și să știi că am mare emoții pentru că nu am experiență deloc. Adică, la modul, nu am nici carnet de șofer. Păi, o să îți propun o formulă inedită. Nu o să te plimb de data asta, ci o să încercăm să mergi tu singură și o să te asist așa în pas alergător. Slavă Domnului, așa mă simt mai safe, mai în siguranță. Da, sperăm că o să iasă totul bine. Spune-mi, ce experiență de moto ai până acum? Păi, odată cu emisiunea La Volan și odată cu producătorul minunat, domnul Zere, și am mai avut ocazia să mă plimb cu Sorin Nene în mașini. Și în rest, adrenalina am luat-o din sărit cu parașuta, bungee jumping și cam atâta. Da. A, deci nu te-ai mulțumit cu două roți sau chiar cu pământ? Nu, și am prieteni care dețin motoare și scutere și rolul meu a fost de obicei în spate. Bun, pentru mine e foarte interesant, pentru că am de-a face cu o persoană care n-a mers pe motocicletă și sunt curios să-mi spui la sfârșitul acestei încercări dacă în viitor te gândești eventual să-ți iei un astfel de scooter pentru mersul la serviciu. Exact, pentru că am fost atentă la ce ai spus la începutul emisiunii și mai exact că este pentru decongestionarea traficului și atunci sunt pentru. Deci orice e pentru a slăbi și a ușura traficul din București, sunt pentru că și eu mă confrunt cu problema asta. Bun, hai să vedem cum ajungem la o etapă pregătitoare înainte de a da un examen sau înainte de a face o școală, de a face un curs specializat. O să facem un curs de bază aici ca să vedem dacă ne descurcăm. Sigur, ne vom descurca. Te rog frumos să ai încredere în mine, să nu-ți pierzi încrederea în mine. Nu, în primul rând echipament. Echipamentul este întotdeauna obligatoriu. Surpriza emisiunii, ia, timpul, ia să vedem. Dar o să trebuiască să îl treci singură. Îl trec singură, normal, este... Gata. Să știi că îmi place mult și geaca. Da? Adică ar merge o ședință foto cu ea și gata. Sper că sunt decentă. Sunt ok, nu? Aolea, stai să scriu, Liza, da? Da. Și o să-ți fac și o inimioară pentru că eu dau cu love. Mereu. Uite așa. Bun. Și mai departe. Oh, deci, asistată, doamnelor și domnilor, asistată. Să vedem, cât am fost. Un minut. Mama, nu cred. Așa. 30 de secunde. Așa. Și 38 de sutim. 38 de sutim, 2, 3. Aolea. Oh, nu mai, ce să mai zic? Nu, dar e perfect, pentru că am văzut încercări de prima dată care s-au soldat cu adevărate tragedii, așa că ăsta a fost un succes. Ok, ai văzut, cu echilibru stau foarte bine. Deci, n-am dărâmat scooterul, îmi place foarte tare și ca o concluzie să știi că intenționez să-mi achiziționez un astfel de scooter, pentru că mi se pare și cool, mi se pare și ușor de manevrat și mai ales pe timpul verii e extraordinar. De-abia aștept o să te facem invitată permanentă a emisiunii cu ocazia asta. Mulțumesc frumos, Stevie, pentru invitație, m-am simțit extraordinar. Și noi ne-am simțit extraordinar. Până data viitoare, cine știe ce bucurii ne mai așteaptă, mii de kilometri de bucurii și mergeți cu grijă.